Salutare rechinilor și bine v-am găsit la un nou episod de MTA. Știu că foarte mult știați, adică cei veterani știați că am avut un server de MTA și m-am lovit cu nasul de ăsta. Nu știu dacă ați observat, sper că n-ați observat. Am mai avut înainte acest server de MTA. Este ca sampul, numai că este mult mai mișto, vă asigur, de acum. Îmi pare rău, sampiștilor, puteți să vă apucați și voi de MTA, jucați aici cu noi pe roleplay, nu pe RPG. Hai să vă explic o chestie, frate. Am mai avut serverul ăsta odată, l-am închis din cauza că am avut bug-ul. Acum l-am luat, acum sunt liber. Acum putem juca non-stop, o să mă ocup de server non-stop. Deci puteți intra pe server, aveți tot în descriere. Cum să-l instalați, aveți să îl luați, cum să faceți tot, adică tutorial, știi? Haideți să vă arăt anumite chestii de pe server. Mulți știți care e treaba, vreau să intrați foarte mulți pe server să ne jucăm, bineînțeles. Și cei care nu știți roleplay, pentru că serverul este obligatoriu roleplay, nu este RPG. Nu, serverul este roleplay, sunt acțiuni roleplay non-stop, sunt acțiuni absolut tot timpul de roleplay. Adică dacă faci accident, să nu crezi că tu o să fleci și nimeni nu o să-ți dea ție jail. Și hai să începem cu începutul. Adică dacă nu știi roleplay, să faci un report, să te ajute un admin. Pentru a face un report, apeși pe F2, scrie aici raportul, tipul de raport, întrebări generale, aici o să dai, bagi ID-ul tău și faci un report că vrei să înveți roleplay. Iar suporterii noștri o să te învețe să faci roleplay. Bineînțeles, acum trecem să vă arăt și dealership-urile, să vă arăt ce mașină am băgat noi pe acilișa. Deci de pe J porniți motorul mașinii, de pe X vă puneți centura, de pe O lăsați geamurile jos și în sus. Și aici avem mașina, ați vedeți și prețurile. Așa, 45.000 acest Alfa Romeo, 60.000 acest elegant, 35.000 BMW-ul ăsta E36-le, E46-le 75.000, ăsta 120.000. Și hai să vă zic și de ce sunt așa scumpe, fraților, pentru că e server roleplay și noi vrem să facem mai mult, să vă încurajăm mai mult să aplicați în facțiuni decât să faceți joburi. Adică faceți joburi, intrați pe server, vă luați o mașiniță, să zicem, stați să vă arăt ce mașini mai sunt pe lângă astea. Luați o mașină, să zicem, ieftină de început, care ar putea fi, da, ar putea fi și BMW-ul ăsta E36. Să zicem că vă luați, bă, dar nu mai apare aici în shop. Uite, puteți să vă luați asta, care e 25.000. Dacă vreți de început, adică faceți un job, curățător de străzi sau autobuz sau căcat, și vă luați această mașină. Sau puteți să vă luați asta la 50.000. Bine, sunt unele prețuri accesibile, altele sunt și mai scumpe, bineînțeles. Aici aveți lista full, adică vă duceți la el, apăsați pe M, click dreapta, vorbește și puteți să vă alegeți aici mașini Golf, Toyota, Audi, BMW, Megane. Dați, de exemplu, dacă vreți să testați o mașină, dați testează vehicul, o să vă bage în ea și puteți să testați handling-ul, puteți să testați dacă vă mulțumește mașina înainte de a o cumpăra, gen, știți? Deci e totul super ok. Avem nevoie și de staff, bineînțeles, suporteri. Puteți să aplicați pe forum, aveți forumul în descriere, dar asta înseamnă că trebuie să jucați ceva timp și să fiți activi. Și încă o chestie, fraților, avem F6-le, unde aveți facilități premium, unde puteți să donați. Aici donați, bineînțeles, o să vedeți, cumpără vehicule. Sunt 3000 de puncte, un Infernus care e Lamborghini Aventador. Puteți să dați aici cumpără puncte VR, tip de donație PSE, băgați codul, suma donației și PayPal, băgați la fel. De exemplu, facilități premium cu 119 puncte de VR, tu poți să iei 7500 la salariu. Și o chestie, dacă aduceți player pe server, o să primești 50 de VR credit. Adică de 50, uite, hai să vedem, de 50 de puncte ce ai putea să-ți iei? Sau de 50 de puncte, uite, de 50 de puncte poți să-ți iei artifice pentru sărbători. Numărul interioarelor maxim la 16. Știi că ai un număr maxim de interioare, de exemplu, dai stats și puteți vedea acolo în dreapta că eu am din proprietăți, am maxim 10. Bine, nu știu dacă o să aveți voi vreodată 10. Revenind, deci dacă invitați player pe server, o să aveți 50 VR credits. Și acum o să mergem să vă mai arăt eu și celălalt shop. Adică trebuia să iau la dreapta, dar e tot ok. Aici puteți să vedeți guvernul și toate celelalte minunății ale lor. Nu uitați că este foarte important să conduceți și RP, adică să nu băgați viteză 100%, să mergeți uite așa pe stradă, loviți 10 persoane și fugiți, pentru că o să primiți jail sau dacă faci asta repetat o să primiți ban. Deci conduceți foarte ok, puteți să vedeți cum conduc eu acum, nu lovesc pe nimeni. Puteți să băgați viteză, dar să mergeți pe sensul dumneavoastră. Dumneavoastră! Sensul vostru, băi! Nu vă credeți atât de importanți. Da, de la prea mult râp încep să vorbești destul de elegant. Să vă arăt și celălalt shop de mașini. Uite, aici este televiziunea, puteți să vă angajați la televiziune. Și am ajuns aici la shop, unde o să vedeți mașinile. Hai să mă dau aici jos. Hop, închide mașina să nu ne fură cineva. Și avem aici shop-ul de mașini mai scumpe, care începe de la 200.000 acest BMW. Mi se pare că ăsta e mai ieftin, ia să vedem.
150.000, da, asta e cea mai ieftină mașină de la shop-ul de mașini scumpe. Avem asta la 400.000, un M6 frumos. Ăsta G-Class-ul la 400.000, Aston Martin-ul la 350.000. Puteți să vedeți voi direct prețurile, fraților, intrați aici, dați click dreapta pe el, bineînțeles, cum am învățat. Și ce să vă mai arăt eu pe server, ce să vă mai învăț? Joburile, cred că le știți toți unde sunt. Ok, pentru pilot automat apăsați pe C și mașina merge singură. Pentru moduri slash mods, și aici aveți toate modurile, dați activează toate și o să aveți modurile care sunt acum pe server. Iar la primărie vă puteți alege jobul, dar v-am zis, aveți forumul de scriere, aplicați pentru, de exemplu, puteți să ajungeți mecanici, să tunați mașini și câștigați foarte mulți bani. La fel și în poliție, la fel și în facțiuni ilegale, puteți să vă faceți ganguri, o să fie foarte multe acțiuni, vă garantez, pe server. Așa că da, vreau să fie un server destul de roleplay și de... Hai să mergem aici sus, hai să mergem aici să vă arăt cum să vă angajați. Așa, dai click dreapta, vorbește și o să vezi. Slujbă de mecanic, mecanicul repară mașini, dar eu când mă refeream la mecanic, mă refeream mecanic de tuning, nu mecanic de care repară mașini. Deci poți să faci slujba asta, poți să faci, de exemplu, curățător de străzi, poți să te faci... Stai să vedem ce mai poți să te faci. Ce? Să-ți copiezi cheia. De exemplu, bagi aici cheia de la vehicul, numărul cheiei de la vehicul care îl vezi în slash stats și o să faci, o să-ți copiezi cheia să-i o dai unui prieten, știi, să aveți amândoi aceeași mașină. Slujba de șofer de autobuz și ultima slujbă, hai să vedem care e. Și ultima slujbă, slujba de detectiv. Cam asta a fost, adică cam asta am vrut eu să vă arăt. Puteți să intrați pe server, este foarte, foarte mișto. Vreau să ne jucăm cu toții. Dacă aveți probleme la roleplay, bineînțeles, știți. Adică am două clipuri pe care eu o să vi le las în descriere, cum să faceți roleplay și cum să vă instalați MTA-ul, care vă ajută extrem de mult și vreau să intrați pe ele înainte de a intra pe server, ca să învățați cum și ce trebuie să faceți. Eu v-am lăsat, vă aștept pe server, aveți IP-ul, aveți tot. Ne auzim, ciao.